Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la prima ediție a emisiunii Realitatea la zi, emisiune difuzată la Credo TV în fiecare zi de luni, începând cu ora 19. Vă mulțumim că ați ales să fiți cu noi în seara aceasta și vă promitem că va fi o emisiune excelentă, o emisiune în care vom încerca să discutăm despre câteva gânduri și sfaturi la început de an. Pentru această discuție am invitat în studio pe domnul conferențiar universitar dr. Daniel Mariș, rectorul Institutului Teologic Baptist din București și pastor al Bisericii Baptistei Golgota din București. Domnul rector, bine ați venit la noi în emisiune! Bine v-am găsit, un an nou binecuvântat de Dumnezeu pentru dumneavoastră și pentru ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră. A spus excelent ascultătorii și privitorii noștri, pentru că emisiunile noastre sunt preluate și de alte trusturi media, inclusiv canalul audio, se poate da la radio, este urmărit pe podcasturi, așa că putem spune și ascultătorii noștri, numai cei care ne urmăresc. În seara aceasta este prima emisiune pe care o difuzăm la Credo TV și este, a spune noi, într-o noi o binecuvântare și dumneavoastră sunteți cel ales ca să facem această ediție împreună. Iar fiind la început de drum, a spune aici cu emisiune săptămânală la Credo și mai mult la început de an, am decis ca prima emisiune să fie dedicată câteva gânduri, sfaturi, recomandări pe care să le avem din partea unui păstor, unui slujitor al lui Dumnezeu, pentru că fiecare dintre noi, dacă stăm să ne aducem aminte, ne uităm la ce s-a întâmplat în anul 2020, suntem mai mulțumiți sau mai puțin nemulțumiți de ceea ce s-a întâmplat, așa că uitându-ne puțin în spate și privind spre viitor, am considerat necesar această discuție pentru că, cu siguranță, fiecare dintre noi avem nevoie de câteva sfaturi și, să spunem, linii pe care să le urmărim în anul care urmează. Aș vrea să încep cu un cuvânt în Sfânta Scriptură, așa e bine, să începem anul cu un verset, de fapt cu două versete din Psalmul 90, pe care le cunoașteți și telespectatorii noștri le știu deja. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa: anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere. Căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. A spune că cuvântul acesta este așa un clopoțel destul de zgomotos care ne aduce puțin la realitatea zilei, atunci când privim la planurile pe care și le face fiecare dintre noi. Planurile pentru 2021 și avem un exemplu foarte clar ce s-a întâmplat în 2020. Cum vedeți dumneavoastră îndemnul acesta a psalmistului în cuvântul, în contextul acesta al ceea ce face Dumnezeu și la ceea ce gândește omul că ar putea face? Da, aș pune în context puțin cuvintele lui Moise, pentru că sunt cuvintele celui mai vechi psalm din colecția celor 150 și într-o clasificare foarte cunoscută între cercetătorii Vechiului Testament și destul de des întâlnită a psalmilor, aceea făcută după cărțile din Pentateuch. Psalmul 90 se include în psalmii corespunzători cărții Numeri. Deci dacă ar fi să ne gândim că cel care scrie cel mai vechi psalm din colecția psalmilor este Moise și, după toate probabilitățile, într-un moment greu al vieții, când se desparte de fratele său Aron, la moarte fratelui său Aron, ne imaginăm că cel care asistă la o generație întreagă ce piere în pustie și de care se desparte, ajunge să facă această afirmație. 40 de ani au pribegit prin pustie, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că n-au ascultat și într-un fel călătoria lor este sugestivă pentru călătoria vieții noastre. Însă Moise ne dă o lecție extraordinară, într-un moment de cumpăn al vieții lui. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Eu aș parafraza versetul ăsta și l-aș formula pentru noi astăzi în felul următor: numără-ți bine zilele și fiecare zi a vieții tale ca să conteze anii pe care îi vei mai trăi pe pământul acesta. Pentru că
Așa cum un poet inspirat creștin spunea la un moment dat, tot ceea ce îmi doresc, Iisuse, este să te slujesc timp de o zi. Ca om creat după chipul și asemănarea ta, un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce îmi doresc. O, dă-mi tu puteri ce am de făcut să-mi făptuiesc, căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi, nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Și dacă ne uităm în urmă la anul care tocmai s-a încheiat, la anul 2020, cu siguranță că nu ne-am imaginat că ne vom despărți de atâția dragi de-ai noștri, din familii, unii dintre noi, colegi de lucrare și prieteni apropiați. Așa este. Tocmai de aceea aș vrea să vă dau un alt citat a unui mare savant și se vorba despre Albert Einstein, care spune așa: învață din ziua de ieri, trăiește pentru ziua de azi, speră pentru ziua de mâine. Foarte inspirat. Aș spune că este 100% inspirat din Sfânta Scriptură, pentru că trecutul pe care cu toții îl avem și îl cunoaștem deja, nu știm ce ne va aduce viitorul. Ne cunoaștem sau ar trebui să ne cunoaștem foarte bine trecutul și ar trebui să învățăm. Așa că dacă vorbim despre gânduri pentru începutul de an, ar trebui să ne uităm puțin retrospectiv la anul care a trecut. Câteva gânduri, câteva experiențe, învățături pe care dumneavoastră, poate la nivel personal, la nivel local, al bisericii locale, în primul rând, fiind pastor, v-ați întâlnit cu diverse situații. Probabil ați avut ocazia să vă despărțiți, să duceți, să spunem, pe ultimul drum câțiva dintre membrii bisericii. Sau va trebui să reduceți din numărul de programe sau timpul alocat programelor. Sunt tot felul de experiențe pe care le-am trecut noi, ceilalți, trebuie să reducem modul în care ne întâlnim. Sunt experiențe pe care le-am trăit în anul 2020. Așa că, cum vedeți dumneavoastră, să spunem, începutul de an, uitându-ne puțin, așa cum spunea Einstein, în urmă? Sigur că, privind retrospectiv, am putea privi din două unghiuri. Unul dintre ele ar fi acela din care privesc poate majoritatea oamenilor, și anume la anul 2020, ca la un an care a fost dificil, un an nesigur, un an în care spre sfârșitul lui probabil din ce în ce mai mulți au spus aș vrea să se termine și să uit de anul acesta. Asta este un unghi din care putem privi. Dar eu v-aș propune ca să privim în urmă ca și credincioși dintr-un alt unghi, și anume din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă v-aș spune că în anul trecut un număr record de oameni au căutat în versiunea online a Bibliei cele mai relevante versete pentru cele mai des întâlnite emoții cu care ei s-au confruntat. Și când spun ei, mă refer la lumea întreagă. O statistică făcută la sfârșitul anului trecut ne spune că oamenii au căutat anul trecut în Scriptură mai mult decât oricând altă dată. Căutările în versiunea online au crescut cu 80% față de anii trecuți. Așa că am putea privi la anul care s-a încheiat, oricât a fost el de greu, de dificil, ca la un an în care Dumnezeu a vorbit mai mult celor care au căutat în cuvântul lui Dumnezeu mesaje de încurajare. Subiectele pe care ei le-au căutat cel mai des, cel mai frecvent, au fost următoarele. Oamenii au căutat versete biblice care să răspundă fricilor. Oamenii au căutat versete biblice care să vorbească despre dreptate. Oamenii au căutat versete biblice care să vorbească despre vindecare. Și unii au avut curiozitatea să le și distribuie pe parcursul anului. Cel mai mult au căutat versete care să răspundă fricilor undeva la începutul pandemiei. Apoi, prin primăvară, au început să caute versete care să vorbească despre dreptate. Și spre finalul anului tot s-au uitat la Scriptură ca la un cuvânt care să inspire și să le aducă speranța vindecării. Cel mai căutat verset în Biblie anul trecut, foarte curios, există un top, și dacă ne-am gândit, probabil că telespectatorii noștri care ne urmăresc
ar spune că în ceilalți ani cu siguranță au fost promisiuni, versete ca Ioan 3:16, care este foarte cunoscut, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică, sau Ieremia, capitolul 29, care a fost versetul primului mesaj din anul 2020 al meu în Biserica Golgota din București. Eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dar foarte interesant că anul 2020, versetul cel mai căutat a fost Isaia 41:10. Un verset care spune astfel: nu te teme căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Oricât ar fi de dificile încercările cu care ne confruntăm și ne-am confruntat, ne-am întors către cuvântul lui Dumnezeu. Și aș spune că poate și cei care n-au găsit Biblia relevantă până anul trecut, când am ajuns în situația asta de criză, au început să caute cuvântul lui Dumnezeu. Exemple sunt nenumărate. Dar cred că unul din lucrurile pe care trebuie să le subliniem este că dacă ne uităm la anul care s-a scurs, din acest unghi am putea să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru cuvântul lui, pentru faptul că el a fost acolo cu noi în toate situațiile, pentru faptul că n-a trecut nu o zi, ci o secundă a vieții noastre și Dumnezeu să nu cunoască starea noastră, să nu cunoască situația noastră. Sigur că am putea să luăm câteva lecții majore. De exemplu, una din lecțiile mari pe care le-am învățat anul trecut a fost că există anumite lucruri care nu pot fi pierdute. Chiar și atunci când îi pierdem pe cei mai dragi dintre cei dragi. Eu m-am despărțit de mama condoleanțe la sfârșitul anului și Dumnezeu să mângâie. Sunt atâția care cred că au avut experiența asta dureroasă a despărțirii de cineva drag. Dar există lucruri care nu pot fi pierdute. Și dacă am învățat ceva din experiența anului trecut, în care această criză și-a pus amprenta la nivel global, a fost că lucrurile astea care nu pot fi pierdute sunt, dacă vreți, legate de temelia pe care noi ne zidim viața, așa nume de Hristos, de relația noastră personală cu Iisus Hristos. Am spus-o de nenumărate ori, s-ar putea să pierzi în viață aproape totul. Dar dacă n-ai pierdut relația cu Hristos, n-ai pierdut nimic. S-ar putea să câștigi în viață foarte multe lucruri materiale. Dacă ți-ai pierdut relația cu Hristos, ai pierdut totul. Din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu, legat de aceste lecții mari pe care le-am învățat, aș puncta foarte pe scurt faptul că am înțeles că viața se schimbă abrupt, rapid și permanent. Uitați-vă în istoria recentă și veți vedea cât de mult s-a schimbat viața. Poate că ar trebui să nu mai facem greșeala să credem că lucrurile au fost într-un anume fel și vor rămâne la fel, așa cum le știm noi. Să ne culcăm într-un fel pe ureche și să credem că lucrurile și că e normal ceea ce ni se întâmplă. Să lăsăm lucrurile la voia întâmplării. Asta este una din lecțiile pe care am învățat. Și apoi am mai învățat că nu este în viață nimic suficient de stabil și de sigur, cu excepția unui singur lucru, al lui Iisus Hristos, care este același ieri, azi și în veci. Sunt foarte multe lucruri în viață care, în momentele de criză, se dovedesc a fi insuficiente, instabile, nesigure. Dar Iisus Hristos este cea mai solidă temelie pe care cineva își poate zidi viața. Mă gândesc aici la predica de pe munte a Domnului Iisus Hristos și la felul în care El își încheie predica de pe munte, vorbind despre înțeleptul care și-a zidit casa pe stâncă și nebunul care și-a zidit casa pe nisip. În amândouă situațiile au venit vânturile, au lovit ploile. Biblia nu ne spune că noi, ca și credincioși, vom fi scutiți de furtuni și vom fi scutiți de vânturi, dar esențial este ca temelia casei noastre, a vieții noastre, să fie zidită pe stânca
Iisus Hristos. Și întrebarea care până la urmă ar trebui să ne o punem este: pe ce temelie ți-ai construit viața până la momentul în care vine criza în viața ta? Ceea ce spuneți acum este clar o chemare la evaluare personală. Exact, exact. Pentru că până la urmă situațiile de criză ne determină să reevaluăm prioritățile. În astfel de situații ne punem întrebarea aceea pe care ne-o punem de obicei în criză. Ce contează cu adevărat în această viață? Și eu cred că toată perioada de, din anul trecut, de criză prin care am trecut și care încă nu s-a încheiat, ne-a pus în fața acestei întrebări. Care sunt lucrurile care contează cu adevărat în viață? Și vom descoperi că, până la urmă, prioritățile sunt cele pe care ni le pune Cuvântul lui Dumnezeu în față. Și nu cele pe care noi le-am considerat că sunt priorități. De obicei, la început de an, în bisericile noastre, adeseori, țin minte, în biserica în care am crescut, unul dintre textele folosite ca text de inspirație pentru predică era textul din Luca, din capitolul 13, pilda smochinului neroditor. Cei care ne urmăresc, majoritatea, sunt familiarizați cu eforturile pe care stăpânul le face ca pomul acela, smochinul acela să aducă roadă. Și până la urmă e un fel de dezbatere dacă să mai fie lăsat încă un an. Și imaginea aceea de la final este: mai lasă-l și anul, mai dă-i o șansă și anul acesta. Dar în acel context, dacă ne uităm mai atent la începutul, în contextul apropiat, la începutul capitolului 13, ni se spune despre faptul că au existat două dezastre naturale care au atras atenția celor din mulțime și Mântuitorul, pentru fiecare din știrile acelea primite, acele breaking news-uri, are un singur cuvânt. Credeți voi că ei au fost mai păcătoși decât voi? Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și eu cred că dacă ne uităm în urmă la anul care a trecut, ar trebui să ne gândim la mesajul acesta. Noi n-am scăpat nici de virus, nici de alte necazuri, pentru că am fost mai buni decât alții. Există un mesaj și un îndemn la pocăință pentru fiecare dintre noi. Și din moment ce viața mea a fost salvată, ca să spun așa, eu sunt încurajat să o trăiesc proporțional cu binecuvântările pe care Dumnezeu le-a investit și le investește în mine. A rămâne în viață nu-i doar un privilegiu, este și o mare responsabilitate. Și cred că ne-a mai lăsat Dumnezeu un an ca să iubim, ca să slujim, ca să dăruim celor din jurul nostru. Mai ales că am fost obișnuiți an de rândul să fim preocupați de propriile noastre, să spunem, interese. Mai mult sau mai puțin egoiste. Dar anul acesta, printre altele, am observat și ne-am convins cu toții că putem trăi și cu mai puțin decât aveam înainte. Dacă ar fi să întrebăm pe telespectatori, cu siguranță toți ar spune că au cheltuit mai puțin și au dat seama cât de adevărate sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos când le vorbește ucenicilor despre îngrijorări și le spune: nu vă îngrijorați cu privire la ceea ce veți mânca sau cu privire la ceea ce veți îmbrăca, pentru că Tatăl vostru din cerul vă va purta de grijă. În perioada asta ne-am dat seama cât de mult putem acumula fără să avem nevoie. Ne-am dat seama că Dumnezeu ne dă mai mult decât merităm și primim mai mult decât avem nevoie. Și câteodată pentru a risipi. Așa este. Din această perspectivă aș spune că anul care a trecut ne-a determinat, așa cum spuneam, să ne revizuim prioritățile și perspectiva asupra vieții. Poate că pentru unii a fost un an în care și-au schimbat cu totul filozofia de viață. Un an în care evenimentele șocante cu care s-au confruntat le-au demonstrat că viața e mai mult decât, chiar mai mult decât hrană și îmbrăcăminte, că sufletul nostru este valoros înaintea lui Dumnezeu și că fiecare dintre noi n-am câștigat nimic dacă am câștigat toată lumea asta și ne-am pierdut sufletul. Din această perspectivă mă gândesc că există o lege, spunea un teolog englez într-o carte a lui,
vorbind despre dragoste, că există o lege la fel de importantă în universul spiritual ca și legea gravitației în universul fizic. Când este vorba de împlinirea noastră ca oameni pe pământul acesta, el spunea că trebuie să recunoaștem această lege a dragostei. Sigur, în Scriptură o găsim sumarizată atât de frumos de Domnul Iisus Hristos. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Însă, acest teolog englez spunea așa, trebuie să învățăm odată și odată să folosim lucrurile pe care Dumnezeu ni le dă în această viață și să iubim pe oameni. Și nu să iubim lucrurile, să ne atașăm de ele și să-i folosim pe oameni. Pentru că, așa cum spuneați, în egoismul nostru de foarte multe ori, ne dăm seama că avem tendința asta să ne atașăm de lucrurile materiale, de cele trecătoare și să folosim oamenii. Dacă vrem să trăim cu adevărat împlinirea în această viață, trebuie să inversăm această situație și să folosim acele lucruri materiale, dar să iubim cu adevărat pe oameni. Pentru că, până la urmă, relațiile personale dintre noi ca și oameni sunt mai importante decât posesiunile materiale. Și chiar mai importante decât realizările noastre. A fost o lecție dură. Să spunem așa, ne-a lovit din plin pe fiecare dintre noi. Ne-am schimbat stilul de viață, ne-am schimbat modul în care privim, până la urmă, lucrurile materiale și mai ales relația noastră cu Dumnezeu. Deci, probabil, interesul oamenilor de a căuta mai mult fața lui Dumnezeu în perioada aceasta. Dar există și o parte a comunității, a oamenilor care în situația aceasta au făcut un pas înapoi. Au luat-o ca o delăsare din punct de vedere al lui Dumnezeu, ca o mână trasă din partea lui Dumnezeu deasupra omenirii. Sunt oameni care, datorită restricțiilor, oamenilor care de obicei veneau sau erau cel puțin, poate nu foarte frecvent, dar din când în când mai veneau la biserici, mai urmăreau programele online din când în când. Prin această experiență există și această categorie de oameni care nu s-au mai întors la biserică sau nu s-au mai interesat și de viața aceasta duhovnicească, spirituală. E foarte adevărat. Discutam cu niște prieteni din Statele Unite și colegi de-ai noștri care sunt implicați în lucrare despre o statistică foarte interesantă care s-a făcut anul trecut și în care, sau în urma căreia, s-a constatat că o treime din membrii bisericilor pur și simplu n-au mai fost prezenți nici în online, nici atunci când s-au reunit pentru servicii divine. O altă treime din membrii bisericilor au migrat către alte biserici în online sau și doar o treime a mai rămas fidelă din numărul bisericii, din bisericii locale. Lucrurile acestea, sigur, s-au făcut în Statele Unite, dar eu cred că n-ar trebui să ne mire dacă le constatăm și în contextul nostru, pentru că situația aceasta de, așa cum ați spus, de criză și de încercare, s-ar putea ca în viața unora să aibă efectul acesta. Sunt două moduri de a răspunde la încercările care vin în viața noastră. Pe de o parte, să ai impresia că tu ești cel mai încercat, că nimeni nu e atât de încercat ca și tine și cumva să te superi pe Dumnezeu, să ai impresia că lui Dumnezeu nu-i pasă, că Dumnezeu nu răspunde întrebărilor și rugăciunilor tale. Eu cred că aici e o problemă pe care trebuie să ne rezolvăm ca și credincioși, și anume să nu uităm niciodată că Dumnezeu își ține promisiunile pe care El le face. Dar nu în termenii și în așteptările sau în funcție de așteptările pe care noi le avem și care sunt limitate. Cred că aici este marea noastră lecție pe care ar trebui să o învățăm. Și anume că Dumnezeu e la lucru în fiecare secundă și că nimic din ceea ce se întâmplă nu este străin de planul lui Dumnezeu pe care îl are cu fiecare dintre noi. De aceea cred că un verset pe care, sau mai degrabă un pasaj pe care Dumnezeu l-a folosit pentru încurajarea mea și a celor din biserica noastră a fost cel pe care apostolul Pavel
îl scrie în Roman la capitolul 8, versetul 35 și apoi până la versetul 39. Dar o să citesc doar câteva versete, mai ales că la sfârșitul anului în biserică ne-am bucurat să putem avea un botez nou testamental în care nouă candidați l-au mărturisit pe Domnul apa botezului. Iată ce spune Apostolul Pavel. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Cu alte cuvinte, adevărata fericire pe care noi o experimentăm vine din cunoașterea faptului că Dumnezeu lucrează în orice moment al vieții noastre, chiar și atunci când avem sentimentul că nu lucrează. Vă dau două exemple. Avram. Îi promite Dumnezeu că va face din el un neam mare și că în el vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Și ajunge și el și Sara la o vârstă înaintată, la care din punct de vedere uman era absolut imposibil să mai aibă urmași. Și totuși Dumnezeu își ține promisiunea. Zaharia și Elisaveta, doi oameni evlavioși, cucernici, care erau slujitori lui Dumnezeu, da? Se roagă ca Dumnezeu să le dea un copil. Și rugăciunea lor, care o fac în anii tinereții, se transformă în ani de așteptare și ani de așteptare, până când uită de faptul că s-au rugat. Și Dumnezeu îi surprinde, dându-le răspuns la rugăciune când se așteptau cel mai puțin. Deci Dumnezeu își ține promisiunile și lucrează în viața noastră chiar și atunci când noi avem sentimentul că Dumnezeu a uitat sau că Dumnezeu ne-a uitat pe noi. De aceea cred că la momentul acesta de început de an ar trebui cumva să privim în viitor, plin de speranță, cu gândul că în fiecare dimineață ne-am putea așeza pe genunchi și înainte de a face orice altceva, să spunem, Doamne, știu că Tu ești la lucru și astăzi. Ajută-mă și pe mine să fiu parte din lucrarea pe care Tu o faci astăzi. Cu siguranță că lucrul acesta ne va da o altă perspectivă, nu doar asupra zilei, ci și asupra viitorului ce stă în fața noastră. Spunea Ieremia, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările lui n-au ajuns la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Și Ieremia o spune într-un moment dureros, într-un moment greu pentru națiunea Israel și pentru el, ca profet al lacrimilor. Suntem în fața acestui an, cu previziune, să spunem, destul de puține, pentru că nu cred că există cineva pe pământul acesta, o ființă umană, care să ne poată spune cam ce s-ar putea întâmpla sau să ne dea câteva, cel puțin, date din calendar în care să ne spune clar că atunci se va termina criza, vom putea reveni, dacă vom mai putea reveni, la viața noastră dinainte. Așa că încercăm să trăim zi după zi. Ce am observat eu și aș spune asta că e o practică cu care m-am deprins deja, este să mă bucur de fiecare zi așa cum este ea. Uneori mai bine, alteori mai puțin bine, dar fiecare zi ca un dar din partea lui Dumnezeu și viața o văd așa zi cu zi cum merge mai departe. În a ne mai face planuri, în a mai pune pe hârtie tot felul de gânduri, nu mai vorbim de idei dintre acestea foarte îndrăznețe, de a face, de a merge, de a până, e clar că nu cred că nu mai suntem în situația aceasta. Gândindu-ne la ceea ce se întâmplă din punct de vedere spiritual, ne întoarcem la păstorul Daniel Mariș, da? Și vă dați seama că să discutați cu tineri care vor să se căsătorească, să-și întemeze familii. Cum i-ați sfătui pe tineri în special, cei care poate sunt cei mai izbiți? Vă dați seama și știți cu siguranță oameni care aveau programate nunți, care aveau programate tot felul de evenimente și au trebuit să anuleze, să amâne, să facă.
un tânăr, un om care a trecut prin viață, un om experimentat, un om care a mai trecut prin alte necazuri, bunicii noștri, părinții noștri, vă lucrurile puțin astăzi. Au mai trecut prin așa ceva, au mai trecut prin situații cu provocări. Dar cei tineri, vorbim de adolescenți, oamenii care sunt în, să spunem, în puterea tinereții și ar vrea să, să prindă lumea cu mâinile dacă s-ar putea, automat sunt în starea aceea de nemulțumire și de neliniște. Cum îi vedeți? Cum vedeți? Ce am putea spune în momentele acestea? Gândul pe care l-aș avea ca păstor pentru cei care ne urmăresc și, așa cum a spus, pentru toți aceia care au planuri de viitor și cu siguranță că n-ar trebui să încetăm să ni le facem, pentru că ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, avem o singură condiție de respectat atunci când facem planuri de viitor. Să nu lăsăm pe Dumnezeu în afara planurilor noastre de viitor. Atunci când vă gândiți să mergeți în cutare loc sau în cutare cetate, să faceți cutare lucru, spunea Iacov în epistola lui, totdeauna să spuneți dacă Domnul va voi. S-ar putea ca asta să fie perioada în care noi, ca și credincioși, să spunem mai des dacă Domnul va voi. Voi face cutare lucru în anul acesta. Dacă Domnul va voi, vom face și pasul căsătoriei și așa mai departe. Deci iată că există elementul acesta central în viața unui credincios, și anume cunoașterea voii lui Dumnezeu. Și aici aș da câteva principii care cred că sunt foarte importante pentru noi la început de an. În primul rând, este posibilă cunoașterea voii lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va dezvălui voia Lui dacă tu ești dispus să o împlinești până nu știi toate detaliile ei. Disponibilitatea mea de a face voia lui Dumnezeu, de a spune, iată-mă, Doamne, sunt aici, la dispoziția Ta. Nu cunosc toate detaliile, nu cunosc harta până la sfârșitul anului, dar eu sunt aici și sunt cu totul aici ca să fac voia Ta. Dacă ești dispus să împlinești voia lui Dumnezeu, fără să controlezi tu și să cunoști toate detaliile, Dumnezeu ți-o va descoperi. Și mă gândesc la unul dintre cei mai cunoscuți autori creștini, fratele Niculiță Moldoveanu, care ne-a lăsat o cântare deosebită, inspirată cu siguranță în vremuri mai grele decât astea pe care trăim noi. Învață-mă să făptuiesc, o Doamne, voia Ta mereu, să nu pot altfel să trăiesc, de-ar fi să piară trupul meu. Și refrenul cântării spune, voia Ta, voia Ta, Doamne în veci, voia Ta să mă umple de plin pentru Tine, amin. În fiecare zi aș vrea să cunosc și să împlinesc voia lui Dumnezeu. Al doilea principiu, când vă gândiți la viitor și la viitorul apropiat, gândiți-vă că Dumnezeu și-a descoperit planul și voia Lui în Scriptură, cât se poate de clar. Nu există niciun fel de dubiu, de bâșbâială. Voia Lui cu privire la cei nemântuiți este ca tot să vină la mântuire. Voia Lui cu privire la cei care suntem credincioși este sfințirea noastră. Roman, capitolul 12, versetele 1 și 2. Vă îndemn, dar fraților, pentru durarea Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, curată și plăcută înaintea Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, căutând să faceți voia lui Dumnezeu. Iată deci că atunci când mă întreb, oare care-i voia lui Dumnezeu? Și poate că vă gândiți acum, dar chiar să-și exprime Dumnezeu voia cu privire la toate mărunțișurile? Vreau să vă spun un lucru. Voia lui Dumnezeu este exprimată în termeni clari în Scriptură, chiar și cu privire la cele mai mărunte lucruri. Și când Dumnezeu își descoperă voia Lui, El o descoperă cât se poate de clar. De aceea spune El la un moment dat în Filipeni, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice laudă și orice faptă bună, aceea să vă însuflețească. Deci, cu alte cuvinte, tot ceea ce mă îndepărtează de Dumnezeu și de umblarea cu Dumnezeu nu poate fi voia lui Dumnezeu. Tot ceea ce mă apropie de Dumnezeu
și mă ajută să trăiesc o viață de sfințenie cu Dumnezeu, este voia lui Dumnezeu. E atât de simplu. Când ești pus în fața unor alegeri, să merg în cutare loc, să mă asociez cu cutare, să fac cutare lucru, întreabă-te întotdeauna dacă lucrul acela va stimula, te va ajuta să crești din punct de vedere spiritual și să crești în asemănare cu Iisus Hristos. Deci, dacă stăm în fața unui an pe care nu-l cunoaștem și nu avem cum să controlăm viitorul, unul singur are viitorul în mâna lui și acela e Dumnezeu. De aceea cred că e mult mai înțelept să ne bazăm pe ceea ce are Dumnezeu un viitor pregătit pentru noi și când facem planuri să-l includem pe Dumnezeu în planurile de viitor. Dar mai am un sfat. Sunt foarte mulți oameni care plănuiesc un timp în viitor când să fie fericiți. Unii să termine o școală, alții să se căsătorească, alții să aibă un job bun, alții să iasă la pensie. Marea problemă este că noi nu avem control asupra viitorului. Singurul lucru care este la îndemâna noastră este timpul prezent. De aceea trăiește fiecare zi pentru Dumnezeu și pentru semenii din jur ca și cum ar fi ultima. Ăsta e sfatul pe care l-aș da celor care ne urmăresc la început de an. Și pentru că spuneați că nimeni nu se poate hazarda să facă predicții. Sunt total de acord. Fie că e cineva care vine din lumea economico-financiară, fie că e cineva care vine din, eu știu, lumea medicală. Cu siguranță e greu să faci predicții în momentul acesta și s-au mai demolat niște idoli sau, hai să spun, dumnezeii ai veacului acestuia, cum ar fi mass media, știința și așa mai departe. Pentru că și-au schimbat într-o perioadă scurtă de timp. Am văzut că cunoștința omului este limitată. E limitată și dacă am învățat ceva în anul care s-a dus, este că noi suntem limitați și că noi nu suntem Dumnezeu. El există, dar nu suntem noi. Deci e cea mai bună concluzie pe care că omul nu e Dumnezeu. Exact. Și totuși, cineva a îndrăznit să facă o predicție sau să ne ajute să privim în viitor și să ne spună la ce să ne așteptăm. A fost cel mai înțelept om de pe pământ, cel puțin așa l-au calificat cei din vremea lui, înțeleptul Solomon. În cartea Eclesiastul, el face o descriere a vieții așezând viața între antitezele cu care toți suntem obișnuiți de la naștere și până la moarte. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub soare își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Interpretați-o cum vreți în contextul acesta al pandemiei. Căutarea și are vremea ei și pierderea și are vremea ei. Păstrarea și are vremea ei și lepădarea și are vremea ei. Ruptul și are vremea lui și cusutul și are vremea lui. Tăcerea și are vremea ei și vorbirea și are vremea ei. Iubitul și are vremea lui și urâtul și are vremea lui. Războiul și are vremea lui și pacea și are vremea ei. Și încheie el cu versetul 14 în care spune: am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat, nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Iată care sunt predicțiile pe care le face Solomon și sunt valabile pentru orice generație de oameni care a trăit sau va trăi pe pământul acesta. Viața noastră, pornind de la felul în care El o descrie, cu siguranță că în anul 2021 ne va aduce binecuvântări. Naștere, iubire, viață, tot ceea ce descrie el aici, îmbrățișările, toate lucrurile acelea care fac ca viața asta să merite să fie trăită, pentru că a pus Dumnezeu în noi chiar și gândul veșniciei. Dar anul 2021, pentru toți, va aduce și încercări, nu doar binecuvântări. Și mai e ceva. Vă rog. Pentru noi cei credincioși, știți care e frumusețea? Că putem spune că anul 2021, care va aduce binecuvântări, care va aduce și încercări, și poate uneori că încercările, ca încercările să vină în valuri, una după cealaltă, ne va da bucuria experimentării binecuvântărilor în mijlocul încercărilor. Am trăit această experiență
Și cred că mulți din cei care ne urmăresc au trăit experiența binecuvântărilor pe care Dumnezeu le-a dat în mijlocul încercărilor. N-avem timpul acum, dar este suficient să ne gândim la Iov, cel care rămâne exemplul de neprihănit care suferă fără să fie păcătuit. Dumnezeu te întărește și îți alocă o putere, aș spune, poate înzecită în momentele pe care nu poți să o explici. Pe care nu după care, să explici. În momentul în care, după ce treci de această încercare, revii la normal și îți dai seama de ce s-a întâmplat. După ce privești în urmă, îți dai seama că n-ai fi putut să treci fără ajutorul și puterea cuvântului lui Dumnezeu. Omenește... și a promisiunii. Omenește era imposibil. Deci, ca predicție, viitorul apropiat sau mai îndepărtat ne va aduce binecuvântări, ne va aduce și încercări, dar vreau să privim astăzi la mai mult decât ceea ce înseamnă anul 2021 sau următoarea decadă, cât Domnul va îngădui, la viitorul acela pe care Biblia îl numește un viitor escatologic, care va fi un viitor al binecuvântărilor lipsite de încercări. Și mă gândesc la felul în care Ioan în Apocalipsa vede acel viitor și ne spune că acolo el va șterge orice lacrimă din ochii noștri și moartea nu va mai fi. Și nu va mai fi nici despărțirea, și nu va mai fi nici durerea, și nu va mai fi nici suferința, și nu vor mai fi nici bolile. E un viitor pentru care noi ne pregătim de aici, de pe pământ, care va fi viitorul binecuvântărilor lipsite de încercări. Deci, din perspectiva asta, am putea privi la viitor și am putea încerca, îndrăzni, să-l descoperim în felul în care ni-l descoperă cuvântul lui Dumnezeu. Așa este și vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați reamintit lucrul acesta. Aș vrea să mă întorc la creștinul de rând. Omul care, pe lângă virtuțile pe care ar trebui să le aibă conform cuvântul lui Dumnezeu, ar mai trebui să aibă o virtute și anume disciplina proprie în ceea ce privește viața spirituală. Ce sfaturi ne puteți da în ceea ce privește Scriptura, cititul Scripturii, rugăciunea, părtășia, mai ales că se prevede încă o perioadă de, să spun așa, limitare a numărului de credincioși la serviciile divine. Vom merge o perioadă foarte mult și încă în zona online. Cam ce am putea face, să zicem așa, acasă sau atunci când suntem la servici, pentru a suplini, să spunem așa, lipsa aceea de programe, de părtășie frățească pe care o aveam de obicei. Chiar în această săptămână, împreună cu biserica, în fiecare seară suntem motivați la rugăciune, potrivit subiectelor de rugăciune din cadrul Uniunii Baptiste în România, la una dintre temele care cred că sunt de mare actualitate, și anume perseverența pe calea Domnului. Pentru noi toți, pentru toți credincioșii, pentru că ați amintit despre disciplină, este foarte important să perseverăm în umblarea noastră cu Domnul. Și de la perseverența în rugăciune, care cred eu că este esențială pentru viața noastră spirituală, pentru sănătatea noastră spirituală, cred că anul 2021 trebuie să fie anul în care să fim preocupați de sănătatea noastră spirituală. Să fie anul în care rugăciunea, acea conversație zilnică cu Dumnezeu, și cititul sau citirea zilnică a cuvântului lui Dumnezeu să fie parte din disciplinele noastre spirituale. Să nu începem o zi din anul 2021 până n-am stat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și până nu am lăsat ca Dumnezeu să ne spună măcar un cuvânt din partea Lui, un cuvânt al Lui pentru ziua respectivă. Pentru că este foarte important să înțelegem că provocările ce stau în fața noastră în anul acesta nu pot fi depășite fără ajutorul lui Dumnezeu și fără cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, sigur că cuvântul lui Dumnezeu și pe asta, într-un fel, în biserica noastră, chiar în prima zi din an, am încercat să împărtășesc aceste sfaturi practice. Cuvântul lui Dumnezeu este esențial nu doar pentru sănătatea noastră spirituală, ajutându-ne, așa cum spunea psalmistul, să fim călăuziți, da? Cuvântul este
o lumină pe cărarea noastră, o candelă pentru picioarele noastre. Cuvântul ne ajută să nu ne lăsăm forțați în tiparele lumii, cum spune Pavel în Roman, capitolul 12. Dar de asemenea, cuvântul este esențial pentru viața de familie. Și viața de familie este esențială pentru societatea în care trăim. Acolo, în Efeseni, când Apostolul Pavel vorbește despre relație dintre soț și soție, dintre părinți și copii, el accentuează ideea aceea a smereniei, a blândeții, a îndelungei răbdări și subliniază: îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Cuvântul lui Dumnezeu este esențial pentru creșterea sănătoasă a copiilor noștri. A fost un an în care dintr-o dată ne-am trezit că avem mai mult timp pentru copiii noștri. Poate că mulți din cei ce ne urmăresc și-au dat seama că nu știu cum să folosească timpul acesta. De ce n-ar fi un an în care să stăm mai mult împreună ca familie, părinți și copii, lângă cuvântul lui Dumnezeu și să împărtășim gânduri de viitor, temerile pe care le avem, rugându-ne unii pentru alții? Psalmistul, într-un mozaic al familiei, în Psalmii 127-128, spune că copiii sunt o moștenire, dar sunt ca niște lăstari de măslin. Este imaginea aceea a fragilității copilului și sunt ca niște săgeți în mâna sau în tolba unui războinic. Metafora asta este și mai puternică, cel puțin în cultura de atunci, pentru că spunea ceva foarte important. Tu ai controlul asupra acelei săgeți câte vreme o ai în arc și ești responsabil de direcția pe care o dai. De aceea spunea înțeleptul în Proverbe: învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va fi mare, nu se va abate de la ea. Cuvântul lui Dumnezeu în anul 2021 este esențial pentru sănătatea noastră fizică. Și îndrăznesc să aduc aici un verset arhicunoscut. Sigur că el poate fi privit din mai multe unghiuri, dar deseori l-am folosit, mai ales în conversațiile noastre cu cei care făceau abuz de diferite substanțe, încercându-le să le spunem că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. La începutul anului 2020, nu știu cât timp mai avem, dar încerc să... Câteva minute. La începutul anului 2020 am primit o cadou, o carte scrisă de un psiholog creștin, Pablo Martinez. Nu e tradusă în românește, dar cartea se intitulează Take Care of Yourself. Ai grijă de tine însuți. Și printre altele, într-un capitol al cărții, în primul capitol, unde el vorbește despre noi folosind metafora lui Pavel, că suntem niște vase de lut, fragili, în mâna unui Dumnezeu atotputernic, spunea așa: unii oameni nu se gândesc niciodată la alții și aceasta e paradigma pentru o persoană egoistă. Pe de altă parte, alții nu se gândesc niciodată la ei înșiși și asta e paradigma pentru oamenii obosiți și epuizați. De aceea provocarea mare pentru fiecare dintre noi este să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și să vedem că așa cum e valabilă sănătatea noastră spirituală, e valabilă și sănătatea noastră fizică. Dumnezeu ne-a dat un trup de care trebuie să avem grijă pentru ca să putem să ducem mai departe mesajul Evangheliei și vestea bună în această lume. Dar cuvântul lui Dumnezeu este valabil și pentru sănătatea noastră emoțională. Perioada asta a pandemiei și impactul va fi pe termen lung. Sunt specialiști, medici care spun că impactul încă nici nu-i măsurat din punct de vedere al influenței asupra psihicului, a emoțiilor și știm de date care sunt în Statele Unite din nou, tendințe ale copiilor sau adolescenților între anumite vârste către suicid, datorită izolării, datorită situației în care s-au aflat. Ori cred că cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne aduce din nou aminte că Dumnezeu ne vrea ai Lui trup și suflet, dacă am putea folosi această expresie. De aceea avem textul acela bine cunoscut și foarte folosit în această perioadă din 3 Ioan 1:2. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa de mult cum sporește sufletul tău. Da, este un cuvânt de încurajare, dar pe de altă parte este și un avertisment. Dacă sănătatea noastră ar fi, așa cum cât de mult citim, în concordanță cu cât de mult ne petrecem în relația noastră cu Dumnezeu, atunci pentru noi ar fi o problemă. Așa că este un îndemn de a fi... Am fi la terapie intensivă. Am fi la terapie intensivă. Așa că
Vă mulțumim foarte mult pentru seara aceasta, pentru gândurile pe care le-ați avut cu noi. Clar, au fost niște îndemnuri care poate pentru unii ar putea fi prima dată sau poate chiar ultima dată când aud aceste îndemnuri de a ne întoarce la Dumnezeu. Așa că fiecare dintre noi, să, așa cum spunea Moise, să ne numărăm bine zilele. Și în alergarea în care noi suntem angajați, vreau să subliniez aspectul acesta. Viața noastră este ca o alergare, dar nu este o probă de 100 de metri de viteză, ci este un maraton. În textul din Evrei, unde autorul spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care a fost pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Cu un verset înainte spune, îndemnându-i oarecum pe cei credincioși, să nu abandoneze, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea noastră. Știm din ceea ce auzim sau am citit din viața sportivilor, ca să poți să-ți duci la capăt alergarea, e nevoie să ai o motivație puternică, e nevoie să ai și un exemplu sau un ideal puternic și mai ales o încurajare, zice, pentru că suntem încurajați de un nor așa de mare de martori. Sunt cei care au trecut linia de sosire înaintea noastră, sunt eroii credinței. Și dacă ei au reușit, și noi vom reuși. Proba vieții noastre este aceea de maraton. Termenul acolo în greacă este agon. Adică s-ar putea la un moment dat să trăim durerile acelea agonizând până când vom trece linia de sosire. Dar rugăciunea mea este ca Domnul să ne ajute ca la sfârșitul alergării să putem spune ca și Pavel, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Slavă Domnului! Așa să ne ajute Dumnezeu, ne rugăm și noi pentru dumneavoastră, vă susținem rugăciune, vă mulțumim foarte mult pentru cuvântul pe care l-ați avut și mai ales pentru îndemnurile pe care le-ați împărtășit cu noi în seara aceasta. Dumnezeu să ne ajute să rămânem în cursă până ne vom întâlni cu El. Când Dumnezeu știe și nu trebuie să ne facem decât datoria, aceea de a alerga către viața veșnică. Vă mulțumim, domnule rector, pentru prezența dumneavoastră. Vă mai așteptăm și la altă ediție. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și, stimați telespectatori, stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați primit în casă în seara aceasta. Îți mulțumim că ați fost cu noi și până data viitoare, noi vă spunem la revedere!